Un incendiu a avut loc marți seară la o anexă gospodărească în municipiul Fălticeni, pe strada Mihail Sadoveanu. La fața locului au intervenit militarii detașamentului Fălticeni cu două autospeciale de stingere și o ambulanță Smurt B2. A ars anexa pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. A fost afectată și fațada din polistiren a locuinței învecinate, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința proprietarului și pe cea învecinată.